Deja cuvintele mele sunt de prisos în fața ceea ce a făcut maestrul Nicolae Voiculescu, naiul său. Cred că a evocat cel mai bine și cu atâta profunzime spiritul neamului românesc și al voievozilor români, pentru că sunetul naiului dânsului ne-a adus puțin din liturgia cosmică și jertfa poporului român, care s-a desfășurat întotdeauna între cruce și înviere. O să-mi permiteți, pentru că sunt copleșit și eu puțin de emoții, recunosc că, deși am atâția ani în spate de preoție și de predică la Sfântul Altar, în fața amvonul bisericii, totuși în fața copiilor și a dumneavoastră, care sunteți un auditoriu deosebit, mi-am făcut o schiță a celor ce vă voi prezenta în câteva cuvinte. Și încep prin a vă spune faptul că pomenirea eroilor neamului este un bun prilej pentru a învăța că există o legătură tainică între crucea suferinței lor, învierea și înălțarea Mântuitorului, Iisus Hristos pe de o parte, și jertfa eroilor neamului care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român pe de altă parte. Cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam sau din generație în generație a celor ce s-au jertfit pentru apărarea credinței și a patriei străbune, este o adevărată cultură a sufletului românesc, care crede, simte și mărturisește că învierea de neam este mai tare decât moartea. Mulțimea de pomelnice pe care erau scrise numele eroilor neamului a constituit și constituie un puternic factor de cultivare a conștiinței unității și continuității noastre naționale din neam în neam, din generație în generație, și aducerea aminte despre faptele lor de vitejie reprezintă un act statornic de unitate în cuge și simțiri de-a lungul generațiilor. Cronicile, letopisețele, pomelnicile, cum este cazul pomelnicului de la Mănăstirea Bistrița din Neamț, care au consemnat numele, dar și jertfelnicia poporului român, sunt rezumate, cred că știți deja, în mod admirabil în textul inscripției de pe Arcul de Triunf din capitala României. Citez: după secole de suferințe creștinește îndurate și după lupte grele pentru păstrarea ființei naționale, după apărarea plină de sacrificii a civilizației umane, se îndeplini dreptate și pentru poporul român. Am încheiat citatul. Și poate nu întâmplător, imnul de biruință al întregii creștinătăți, Hristos a înviat, troparul de Paște, prin care suntem înștiințați că Hristos a biruit moartea, a fost înscris ca simbol de recunoștință pe frontispiciul mausoleului de la Mărășești. Mulțimea eroilor jertfelnici ne confirmă faptul că poporul român a interiorizat în ființa sa taina crucii și a învierii. Noi am trăit și trăim istoria ca pe o cruce și o înviere, ca pe o speranță, ca pe o suferință, și ne duce în viața între întristare și bucurie. Stema României are înscrisă pe ea această taină a crucii și învierii, arătându-ne și programul spiritual permanent al neamului nostru. Și știți foarte bine, vulturul de pe stema României poartă în plisc nimic altceva decât crucea, arătând că numai prin iubire jertfelnică noi ne-am apărat, am dăinuit și am păstrat credința apostolică, unitatea și demnitatea noastră de popor creștin, ocrotit de nimeni altul decât Sfântul Apostol Andrei. Ei, în acest registru al eroilor, voievozii au căutat o mărturisire permanentă a spiritualității, a conștiinței și a inimilor celor ce au viețuit cu ei, între Dumnezeu și moșia care le-a fost rânduită de Dumnezeu, căutând la modul cel mai sincer să nu le fie rușine atunci când vor fi, așa cum se spune, la județul Domnului și vor fi întrebați ce ați făcut cu moștenirea pe care v-a lăsat-o vouă ca popor român, să răspundă că au îndeplinit în mod desăvârșit această jertfă pe care au adus-o de fiecare dată de-a lungul timpului. Știm foarte bine că sfârșitul secolului al XIV-lea
punea în fața celor două libertăți românești, așa cum erau numite de către Nicolae Iorga, țările române, Țara Românească și Moldova, o putere care manifesta un dinamism agresiv, fără precedent în lumea țărilor europene, și anume Imperiul Otoman. Țările române au fost angajate succesiv în conflicte cu statul otoman și mai întâi știți foarte bine Dobrogea în 1388, apoi este rândul țării românești 1388-1391, Moldova începând cu Alexandru cel Bun 1420 și Transilvania apoi între 1420-1421, deci acestea au fost primele confruntări pe care le-am avut cu statul otoman. Conflictul a fost unul de durată multimilenar, în care disproporția de potențial militar, foarte important, ne fac să ne întrebăm și astăzi cum au rezistat și cum nu am îngenunchiat în fața neînvinsului Padișah, care își promisese ca oștirile să aducă biruința Semilunei și mai mult decât atât să impună islamul în Europa. Țările române au fost pe bună dreptate la poarta furtunilor, iar voievozii români au acționat cu eroism și credință pentru iubirea de moșie, oprind la Dunării pericolul ce amenința Occidentul creștin. Nu am avut timp, iubiților, niciodată să ne facem palate, n-am avut timp niciodată să ne înălțăm catedralele pe care astăzi le admirați cu atâta bucurie în apus și pentru care, din păcate, fac aici o paranteză, atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu catedrala din Paris, cu Notre-Dame, românii s-au pregătit, s-au grăbit să contribuie cu bani, uitând că și noi avem o catedrală de terminat. Și nu una oarecare, ci o catedrală a Mântuirii Neamului, la piciorul căreia, stau pomelnicile cu toți eroii acestui neam. Deci n-am avut timp de odihnă. Noi am fost mereu aici și n-am avut timp chiar nici să ne plângem eroi. N-am avut timp nici să îngropăm câteodată. De aceea, atunci când călcați pe teritoriul românesc, să știți că fiecare pământ este spălat cu această sămânță de creștin a neamului românesc, cu sămânța strămoșilor noștri, care este mărturia vie a faptului că nu s-au jertfit degeaba, ci să apere nimic altceva, după cum o să vedeți, credința noastră ortodoxă. Românii s-au unit în primul și în primul rând sub sceptrul voievodal în state feudale, de sine stătătoare, cu aleșilor care aveau un titlu demn de luat în seamă. Și acest titlu începea întotdeauna, vă aduceți aminte, cu Io Mircea, Io Ștefan, Io Vlad, Io Mihai, mare voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind. Astfel au apărat neamul, glia, nevoile, libertatea, dar mai presus de toate credința creștină care se identifică cu însăși ființa neamului nostru. De aceea, în cuvinte simple și puține, pentru a nu vă plictisi, voi căuta să iau provinciile românești și să vă aduc în fața dumneavoastră câteva personalități și actele lor de eroism care au marcat destinul acestor teritorii între Dunăre și Mare. Pentru că ei n-au făcut altceva decât să-și pună viața ca o cunună, dacă vreți, pentru moștenirea împărăției inefabile a lui Dumnezeu. Și ne aducem aminte, chiar propriul popor recunoaște atunci când vorbește de voievozi, că li se atribuie acest apelativ de cel mare, cel drept, cel viteaz, iar cei care au fost trădători de țară au primit din partea poporului și au fost catalogați ca fiind cei răi. Prezența otomană la Dunăre îl va determina pe primul domnitor pe al țării românești, pe Mircea cel Bătrân, să reacționeze luând sub autoritatea sa Dobrogea, iar tratatele pe care le va încheia sunt o dovadă a gândirii de geostrategie a vremii,
în vederea consolidării poziției sale a oștirii pe care o conducea în perspectiva iminentei invazii otomane. Bătălia decisivă se va da la un loc întărit cu șanțuri, știți foarte bine, de aici provine numele de Rovine, iar cronicile vremii vorbesc despre amploarea încleștării, iar cronica bulgară arată că râul ce străbătea câmpul de bătălie curgea roșu de sângele ce ieșea din mulțimea trupurilor căzute. Victoria rămâne cel din urmă de partea lui Mircea, dar din păcate experiența și eroismul lui Mircea și al oștirii sale nu au putut fi fructificate în bătălia de la Nicopole din 26 septembrie 1396, când cavalerii Apusului, cu mândria care caracteriza, au preferat să dea impetuos lupta după obișnuința lor a războiului din vest, neadecvat confruntării cu otomanii. Dezastrul a fost total, sultanul însuși fiind surprins de proporțiile victoriei sale. În Transilvania, și aici trebuie să fim cu luarea minte, se afirmă într-o perioadă în care situația europeană este confuză, otomanii plănuiesc cucerirea cetății Belgradului, care era socotită nimic altceva decât cheia Europei centrale și apusene, se afirmă deci voievodul Iancu de Hunedoara, investit și cu funcția de guvernator al Ungariei, asta ca să vedeți ce înseamnă istoria și câți conducători au avut ei. El asaltează curțile apusene și papalitatea pentru încheierea unei alianțe puternice anti-otomane capabile să oprească puhoiul turcesc. Și ce face? Îi scrie o scrisoare lui Papei Nicolae al V-lea, în care Iancu mărturisea în felul acesta, citez, ne-am adresat sanctității voastre cu deplină încredere în convingerea că nu vom dobândi numai speranțe, ci și ajutorul real. În fața urmașilor noștri îmi pare tot atât slava, atât izbânda, cât și moartea în luptă. Noi și vitejii noștri, tovarășii de luptă, ne-am primejduit viața pentru binele creștinătății și ar fi de dorit ca și Sfântul Părinte să dăruiască ajutor bănesc pentru strângerea unei armate de sprijin. Papa și creștinătatea apuseană au rămas indiferenți la pericolul ce venea ca un tăvălug. Momentul care îi va trezi totuși va fi 29 mai 1453, când Mehmed al II-lea cucerește Constantinopolul și atunci întregul Apus va fi zguduit, iar papa se va trezi și următorul papă, Calist al VI-lea, îi trimite de data aceasta lui Iancu de Hunedoara în al 12-lea ceas o știre care să ducă la bun sfârșit cruciada anti-otomană. La 6 iulie 1456, în crâncena bătălie pentru Belgrad, domnitorul rămâne în fruntea unei armate de mercenari, dar și cu ajutorul unor grupuri de cavaleri, aventurieri ai timpului, reușește prin eroism și hotărâre o strălucită victorie care îl aureolează la 26 iulie 1456. Gândiți-vă că într-o Europa timorată, vestea se răspândește ca fulgerul și izbânda este preluată ca niciodată de cei fără merite. La curtea Imperiului German, la Veneția și în îndepărtata Anglie, toți se lăudau că au reușit să pună stabilă deocamdată Imperiului Otoman. Papa lăuda până deasupra stelelor numele ilustrului voievod român ca pe unul dintre cei mai slăviți oameni care trăiseră până atunci pe pământ. Numai că moartea de ciumă, știți foarte bine, în tabăra de la Zemun, la 11 august 1456, a făcut ca sabia nebiruită a celui care reprezenta nădejdea și libertatea popoarelor creștine să nu ducă la bun sfârșit lupta de cruciadă pentru apărarea crucii. Papa și încoronația Apusului, ca dovadă că a fost numit pe drept de către papă, ca o dovadă a faptului că a reușit să facă această mișcare deosebită, deplângeau cu toții moartea lui și știți foarte bine că pe mormântul său stă scris în piatră s-a stins lumina lumii. Mergând acum în Moldova,
ne întâlnim cu unul dintre domnitorii care va marca istoriografia noastră, și anume este vorba despre Ștefan cel Mare, care a fost numit pe drept de către Papa Sixt al VI-lea atlet al creștinătății, credinței creștine. A biruit mereu, dar nu oricum, ci cu post și rugăciune. Înainte de bătălie, îngenunchea și săruta icoana triptic pentru că a înțeles că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ștefan a rămas o lumină în istorie pentru că a trăit intens istoria ca luptă motivantă, de credință puternică și de idealuri nobile. El a perceput istoria atât ca zbucium al patimilor omenești individuale și colective, cât și ca loc de lucrare a Harului Dumnezeiesc. Asocierea dintre multele războaie pe care le-a purtat și multele biserici și mănăstiri pe care le-a ctitorit este dovada cea mai grăitoare a acestei speranțe și mai mult decât atât, în lumina noilor izvoare istorice, se pare, este un tânăr de la Universitatea din Cluj care a descoperit în biblioteca din Milano pe de curând, în urmă cu 4 ani, de fapt, în 2018, un document din anul 1457, prin care Ștefan este numit rege al Daciei, și lucru pe care îl vedem mai târziu și la Mihai Viteazu. Și dacă este să punem acest document în corelație cu o scrisoare pe care o adresează în 1477 venețienilor, în care se plângea de faptul că cealaltă valahie nu este supusă, nu-l ascultă, putem trage concluzia că Ștefan este printre cei care cu 100 de ani înainte de Mihai Viteazu reușește să strângă neamul acesta într-o singură țărișoară. Sunt, bineînțeles, noi momente ale istoriografiei românești, dar lucrul acesta ne bucură și sperăm ca tinerii noștri, care astăzi sunt învățăcerii noștri, să poată ajunge într-o zi chiar în Biblioteca Vaticanului, unde, să știți, avem o întreagă istorie adevărată a neamului românesc și care merită luată în seamă. De asemenea, aș vrea să mă mai opresc, pentru că nu vreau să plictisesc, asupra unui alt domnitor din țara românească. Este vorba de domnitorul Neagoe Basarab, care se remarcă printr-o educație aleasă și, gândiți-vă, cita cu atâta ușurință din Sfântul Ioan Gură de Aur și din alți sfinți părinți ai bisericii, folosind odată cuvintele Sfintei Scripturi cu o ușurință uimitoare, fiind numit de către Nicolae Iorga cel din tâi domn român pătruns de cultura bizantină. Ei, și aici m-aș opri asupra unei cărți deosebite care a fost reeditată de multe ori de-a lungul istoriei. Este vorba de Învățăturile către fiului său Teodosie, care, îndrăznesc să spun, ar trebui să fie astăzi normă și model de conducere a unui neam în care stăpânul este pus să slujească și nu să fie slujit. Acest lucru îi spunea mereu lui Teodosie Neagoe Basarab. În 1521, deci după 9 ani, acest domnitor trece și el la Domnul, lăsând în urma sa multă lumină care ar trebui totuși să lumineze și sufletele noastre în ziua de astăzi. Epoca sa a fost marcată de renaștere spirituală românească. Rămânem tot în țara românească pentru un voievod care pentru o clipă scurtă a istoriei a încercat cu multă speranță a sufletului său ca norodul acesta să realizeze unitatea neamului românesc. Este vorba, bineînțeles, de Mihai Viteazul, un principe european în adevăratul sens al cuvântului și un principe al crucii. El a negociat și a încheiat tratate cu toate marile puteri și speranța lui a fost că va menține o Europa creștină. A fost un domnitor profund credincios, să știți, un apărător al crucii și al bisericii strămoșești, cunoscut pentru vitejia sa pe câmpul de luptă, dar și pentru fermitatea și demnitatea politicii sale externe și interne în apărarea credinței, culturii și unității neamului românesc.
nu a stricat tradiția de până la el în ceea ce privește omul de încredere al domnitorului. Exista acest obicei ca domnitorii să aibă un om de încredere. Iar acel om de încredere nu era altcineva decât mitropolitul țării românești sau țării Moldovei și duhovnicul. Deci acești conducători ai noștri, acești eroi voievozi au avut duhovnici. Și Mihai Viteazul a avut o deosebită încredere în mitropolitul țării de atunci, Eftimie al III-lea, pe care l-a trimis să încheie mai multe tratate și mai mult decât atât se sfătuia adesea, ca și Ștefan cel Mare cu Daniel Sihastru, cu duhovnicul său Sergie de la mănăstirea Tismana. Campaniile sale militare, începute în 1595, vă aduceți aminte, au avut un răsunet în toată Europa apuseană și în timpul acesta otomanii au suferit multe înfrângeri în bătăliile la Călugăreni, Târgoviște, București, Giurgiu și, bineînțeles, în 1599, bătălia de la Schellenberg, în care îl învinge pe Andrei Batory, care se dăduse cu turcii de altfel, și după această bătălie intră triumfător în Alba Iulia, aici unde este primit de mitropolitul Ioan de Prislop, cu toată dragostea, fiind numit și domnitor al Transilvaniei. După eliberarea Moldovei în 1600 de sub stăpânirea filopolonă a mobileștilor, realizează ceea ce a poftit, adică să stea la oaltă, toate cele trei țări românești. Domnul Mihai rămâne un adevărat cruciat care a căutat să apere întreaga creștinătate. Și aici aș vrea să aduc un lucru pe care cred că foarte puțin îl știți. Ați auzit că el a fost ucis în 1601 pe Câmpia Turzii, dar se pare că adevăratul motiv, și foarte mulți istorici împărtășesc acest lucru, este că i s-a pus înainte un document prin care trebuia să semneze trecerea țării românești la catolicism. A refuzat pentru că era un ortodox adevărat, iar Sfântul Nicolae, cel care îl salvase în momentul în care este dus înainte de a fi domn să fie decapitat, a promis că îi va face două biserici care ulterior au fost demolate de către regimul comunist, dar domnitorul și-a pus întotdeauna speranța în Sfântul Nicolae și în momentul în care călăul îi vede acel chip luminos, fuge realmente, se înspăimântă și în felul acesta Alexandru al III-lea, de atunci domnitorul, îl păsuiește pe Mihai Viteazul, nemai condamnându-l la moarte. O scurtă domnie, dar de foarte mare importanță pentru țara Moldovei, este și domnia lui Dimitrie Cantemir. Pentru că el a beneficiat de timpuriu, de o formare intelectuală prin care au fost cultivate darurile sale născute pentru cunoaștere, a existat o strânsă legătură între erudiția sa impresionantă și preocupările politice ale acestui principe român și cărturar european, membru al Academiei din Berlin. Între opera istorică ilustrată prin lucrările precum Descripția Moldavei, Istoria Imperiului Otoman, Cronicul Vechimii a Romano-Moldovenilor, Viața lui Constantin Cantemir și Evenimentele Cantacuzinilor și Brâncovenilor, Cercetarea naturală a monahilor și demersurile politice a lui Dimitrie Cantemir, există o strânsă legătură reflectată prin aspirațiile puternice de dobândirea independenței în raport cu Imperiul Otoman. Toate acestea ne prezintă un domnitor plin de dragoste de a-și păzi țara într-un efort consecvent de întărire a demnității și culturii naționale. Dimensiunea religioasă a gândirii lui Dimitrie Cantemir este reflectată în lucrarea Divanul sau Vâlceava Înțeleptului cu lumea sau Județul Sufletului cu trupul, în care exprimă într-un mod esențial perspectiva evanghelică a cunoașterii, care subliniază distinția dintre Duhul lui Dumnezeu și Duhul Lumii. Sunt oferite repere concrete care să-i ajute pe oameni în identificarea priorităților autentice, astfel încât, printr-o viață evlavioasă și prin cultivarea sau practicarea virtuților, să dobândească viața veșnică. Cantemir se mândrește în primul rând și ar trebui să luăm aminte că nu este păgân, ci creștin și, în al doilea rând, că aparține Bisericii Răsăritului, asumându-și în mod explicit și cu mândrie identitatea creștin-ortodoxă și, în al treilea rând, și vedeți că
se poate face referire la ceea ce trăim noi astăzi, atrage atenția, în al treilea rând, că provine dintr-un părinte și o maică cu Antioh, fratele său. Ceea ce rămâne ca lumină mare din viața sa scurtă și opera bogată este capacitatea românului de sinteză, de deschidere, de universal. Din acest punct de vedere, așa cred că vom birui vâlceava lumii acesteia dacă afirmăm deodată identitatea noastră în credință, dar și capacitatea noastră de sinteză și dialog cultural și spiritual. Și iată, am ajuns pe firul istoriei la modelul de iubire jertfelnică și statornică față de Hristos și de neamul românesc, la Sfântul Domnitor Martir Constantin Burcoveanu. A domnit, iubiților, în prejurări critice pe care a reușit multă vreme să le domine cu multă înțelepciune, echilibru, prevedere și discernământ, fiind un diplomat abil și un domn patriot. Un sfert de veac, mai precis 1688-1714, cu el la domnie, țara românească a cunoscut o perioadă de stabilitate și dezvoltare. În scrisoarea dedicatorie a mitropolitului țării românești, Antimi Vireanu, realizează, am putea spune, cel mai frumos portret al domnitorului și citez: strălucește întrânsa domneasca mare probă, dar înfrumusețată cu bunătatea faptelor, înțelepciunea cea politicoasă, dar unită cu râvna cea creștinească, sfatul cel mare, dar însoțit cu puterea legilor, dreptatea, ceea ce cu socotință, dar împreună cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Constantin Brâncoveanu a acordat un sprijin generos culturii naționale, școala, tiparul și arta fiind prioritățile unui program cultural izvorât din iubirea de neam, manifestând în tot cursul domniei sale o preocupare tenace pentru luminarea poporului prin învățătură. Roadele nu s-au lăsat, să știți, așteptate, și voievodul a creat o generație de cărturari de mare valoare, cărora le-a asigurat cadrul prielnic pentru o activitate creatoare. A considerat mereu cartea hrană pentru suflet și folosul de obște al neamului românesc. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost un adevărat apostol al ortodoxiei prin scritoriile sale și sprijinul important pe care l-a dat întregului răsărit ortodox. Patriarhia ecumenică, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Alexandriei, așezămintele ortodoxe din insula Halkii, din Sfântul Munte, de la locurile sfinte, de la Ierusalim și Sinai, au beneficiat de importante sume de bani, odoare și obiecte de cult, închinării ale unor mănăstiri din țara românească. A tipărit cărți de cult pentru credincioșii ortodoși de limba greacă, arabă și georgiană. A fost, așa cum recunosc cu multă admirație învățații greci înșiși, zelos sprijinitor al învățăturii grecești și binefăcătorul cel mai uman al elinilor. Dar cel mai cutremurător și mai înalt mod de a sluji ortodoxia din acest jug domnesc, pentru că el spunea despre domnia sa că este nimic altceva decât un jug, este, o arată de fapt în iubirea jertfelnică față de Hristos și biserică, care este mărturisirea cu dârzenie a lui Hristos în momentul în care este pus în fața morții martirice, consemnat pentru veacuri cu o moștenire de mare preț de secretarul său Anton Maria del Chiaro la 15 august 1714. Îndemnul Evangheliei pe care îl adresează copiilor într-o lume secularizată este astăzi de căpătâi. Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puțin să ne mântuim sufletul, să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Astfel, Sfântul Domnitor devine măsura demnității creștini românești. Într-un timp în care crucea și învierea reprezintă o chezășie a neamului românesc. După cele prezentate, și îmi cer scuze pentru acest cuvânt mai îndelungat, putem afirma cu tărie că neamul românesc, care își aduce aminte de eroismul și martiriul voievozilor români, trebuie să învețe de la voievoz că suntem un neam de titori de biserici
și întreaga țară se descoperă ca fiind o Românie voievodală, care vrea să trăiască cu demnitate, smerenie în fața lui Dumnezeu, pentru că numai prin credință și prin cruce acest neam a biruit și va birui în continuare. Să nu vă lăsați înșelați, iubiți copii, și să nu vă înșele nimeni că țara aceasta nu are un viitor. Dar trebuie să înțelegeți totodată că nimeni nu va fi patriot cu adevărat dacă nu are de la Dumnezeu puterea de a înfrunta moartea. De aceea, român adevărat și creștin poate fi numai cel care este unit în rugăciune și virtute cu moșii și strămoșii săi, trăind viața din harul lui Dumnezeu, pururea prezent. Iar, dacă îmi permiteți, doar în două cuvinte și am încheiat, voievozii care ne dau putere să mergem mai departe în perioada contemporană, pentru mine sunt martirii închisorilor comuniste. Nu puteam să nu-i amintesc, pentru că ei, ca și domnitorii, au transformat durerea și tortura în binecuvântare și smerenie. Rugăciunea a fost pentru ei hrana suferinței lor și, ca și domnitorii, au fost și ei eroi ai credinței și a virtuții. Au transformat închisoarea în cea mai înaltă academie duhovnicească și au împletit rugăciunea cu liturgia, cu cultura, iar cultura cu știința suferinței. De aceea, dacă Napoleon, iubiți copii, le spunea soldaților săi că în ranița oricărui soldat stă un baston de mareșal, în ghiozdanul vostru, cu ajutorul profesorilor și al părinților care v-au adus pe această lume, noi căutăm să vă punem tocmai aceste virtuți și să cultivăm faptul că poporul român își va duce în continuare viața între cruce și înviere. Credeți în Hristos și veți dobândi învierea care ne va duce în ceea ce se numește Împărăția lui Dumnezeu. Să fiți sănătoși! Mulțumesc!